În contextul creșterii incidenței de îmbolnăviri cu COVID-19 în județul Hunedoara, autoritățile cu competențe în domeniu au intensificat controlele în ceea ce privește respectarea normelor legate de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Astfel, polițiștii au împărțit măști la intrarea în unele biserici și au verificat respectarea normelor sanitare la agenți economici, la operatori din domeniul Horeca, dar și pe mijloacele de transport în comun. Cu ocazia controalelor în trafic efectuate împreună cu inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, polițiștii au verificat legalitatea efectuării transportului de marfă și persoane, inclusiv modul în care măsurile de protecție stabilite prin legea numărul 55 din 2020 sunt respectate în timpul efectuării transportului de persoane prin cursele regulate și speciale. Conducătorii tuturor autoturismelor verificate în trafic au fost instruiți de polițiști în privința respectării prevederilor legii 55/2020 pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Astfel, în ultimele 24 de ore, polițiștii hunedoreni au derulat pe raza județului Hunedoara, atât în mediul rural cât și cel urban, activități de verificare a măsurilor sanitare vizând combaterea răspândirii noului virus SARS-CoV-2. Respectiv au fost verificate 12 societăți comerciale, 11 unități din domeniul Horeca și 16 mijloace de transport în comun. De asemenea, în cadrul controalelor au fost prelucrate și prevederile legate de obligativitatea prezentării certificatului verde de vaccinare în locurile prevăzute de legile în vigoare pe perioada stării de alertă. În acest sfârșit de săptămână, polițiștii hunedoreni au desfășurat mai multe acțiuni cu caracter preventiv în contextul unei modificări legislative privitoare la prevenirea și infectarea cu COVID-19 în scopul informării operatorilor economici cu privire la noile modificări și legislative referitoare la introducerea certificatului verde. Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a informat că în perioada următoare astfel de acțiuni de control se vor intensifica. Pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul tip de coronavirus sub autoritatea instituției prefectului, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, împreună cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanța Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ai Direcției de Sănătate Publică, ai Direcției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și a Inspectoratului Teritorial de Muncă vor intensifica activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile legii numărul 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Așadar, activitățile cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă au loc în sistem integrat și vizează în special zonele aglomerate, centre comerciale, dar și mijloacele de transport în comun, scopul urmărit fiind prevenirea răspândirii virusului cu COVID-19. Mai mult, o parte dintre cadrele Ministerului Afacerilor Interne din județul Hunedoara vor efectua aceste controale nu doar în uniformă, ci și în civil. În continuare, polițiștii împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor și instituții cu atribuții de control vor acționa atât în uniformă cât și în civil pentru verificarea respectării prevederilor legii numărul 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Deși acțiunile de control din weekendul recent încheiat au avut un scop mai mult preventiv pentru nerespectarea măsurilor sanitare privind combaterea răspândirii noului coronavirus în județul Hunedoara, au fost aplicate și amenzi în valoare de 1.000 de lei.